Bună tuturor și bine ați venit la un nou videoclip pe canal Investește Simplu. După cum știți, deja a trecut dividendul de la Banca Transilvania și astăzi a trecut și dividendul din partea companiei Hidroelectrica. Vreau să ne uităm împreună să vedem de fapt eu în ce am investit pe portofoliul tatălui meu aceste două dividende. Pe lângă asta vreau să ne uităm împreună să vedem ce venit pasiv are în acest an, la fel să vedem și randamentul acestui portofoliu și să văd și eu în ce am investit acel dividend din partea companiei Banca Transilvania. În cazul în care o să-ți placă acest videoclip, nu uita să te abonezi și să lași un like pentru că mă ajută foarte mult să cresc acest canal. Și haideți să trecem un pic la treabă să vedem activitatea în momentul de față. Vedem că pe acest portofoliu al tatălui meu a încasat 3 dividende anul acesta până în momentul de față. 535 de lei din partea companiei OMV Petrom, 207 lei din partea companiei Banca Transilvania și apoi 257 de lei din partea companiei Hidroelectrica. Da, după cum vedem și în dreapta, SNP, TLV și H2O. Deci în momentul de față acestea sunt dividendele pe care tatăl meu le-a încasat pe contul lui personal și vedem că cu aceste dividende din partea companiei OMV Petrom am reușit să cumpăr 16 acțiuni la Banca Transilvania. Pe urmă, cu dividendul de la Banca Transilvania, cel de 207 lei plus cel de 257 de lei, am reușit să cumpăr 16 acțiuni la TVB ETF. M-am hotărât să cumpăr acest indice pe portofoliul său doar pentru a avea o diversificare, să spun așa, în acest portofoliu. Inițial am vrut să cumpăr la Banca Transilvania, dar m-am răzgândit și am cumpărat până la urmă la TVB ETF. În momentul de față, ca și valori, sunt în felul următor. OMV Petromul este evaluat la 16.122 de lei, Banca Transilvania 5.760, TVB ETF-ul 3.437, apoi Hidroelectrica 2.494, mai avem Impact Developers SA care se află la 1.546, va mai trebui să încaseze și din partea lor în august, 28 mai exact, o dobândă de 9% pe an, dar nu mai știu exact în câte rate se împarte acest procent. O să vedem oricum în august, putem să ne uităm și pe acest videoclip, dar nu la asta vreau să mă uit în momentul de față și nu pe asta vreau să mă concentrez. Vreau să-i calculăm împreună aici dividendele pe care el le-a încasat în momentul de față, să vedem ce venit pasiv are el pe portofoliul său de investiții. În momentul de față o să trec direct sumele pe care le-a și încasat în dividende, da, ca să fie mai ușor. Nu mai știu exact câte acțiuni sau cu câte acțiuni a luat el ex-date-ul ca să dea aceste sume și atunci trecem direct suma finală, cum este aici 530 de lei după ce este reținut acel impozit. Și atunci o să trec 530 de lei de la OMV Petrom. Pe urmă am mai încasat 205 lei din partea companiei Banca Transilvania, da, și o să trec aici 205 lei, apoi încă 254 de lei din partea companiei Hidroelectrica, 254, trecem și acest dividend și pe urmă știm împreună că din partea companiei OMV Petrom s-ar putea să se distribuie un dividend special de 0,03 lei per acțiune. El în momentul de față deține aproximativ 21.074 de acțiuni. Cel mai probabil nu o să mai existe alte acțiuni în plus și atunci o să trecem 21.074 și vedem că o să mai încaseze încă 581 de lei dacă acest dividend special din partea companiei OMV Petrom se va aproba. Vedem împreună că teoretic al doilea dividend este mai mare față de primul încasat pentru că nu a luat ex-date-ul cu mai multe acțiuni la OMV Petrom. Am recumpărat o sumă destul de consistentă pe portofoliul său la OMV Petrom după data de ex-date. De acolo și diferența. Și vedem împreună că în momentul de față, dacă el o să dețină și o să încaseze aceste dividende, trebuie să vedem doar zona asta de OMV Petrom, dacă se va distribui dividendul special, o să ajungă la 1550 de lei în venit pasiv pe tot anul 2024, 129 de lei ca și valoare lunară, 4,23 lei pe zi, ceea ce nu este de fapt în realitate deloc rău, pentru un portofoliu relativ mic care crește și acumulează avere cu timpul. Dar să nu uităm că în aprilie 2022, dacă nu mă înșel, vreau să ne uităm un pic aici,
să vedem de fapt când am construit acest portofoliu. Da, undeva în aprilie, martie, aprilie au fost deschis acest cont și deja se află la sume destul de decente. Da, în momentul de față este cu peste 10.000 de lei în 2 ani și aproximativ 3 luni de zile. Eu mă declar destul de mulțumit. Dacă o să mai încaseze și acel dividend special din partea companiei OMV Petrom, atunci clar o să ajungă la aproximativ 30.000 dacă prețurile o să reziste la acest nivel. Să nu uităm că această zonă de venituri pasive, de fapt, se acumulează cu timpul. Am văzut efectul dobânzii compuse și la mine pe portofoliu, începe să se vadă din ce în ce mai mult și pe portofoliul tatălui meu, pentru că deja 1500 de lei este o sumă relativ decentă, ținând cont că el nu a mai investit absolut nimic și nu știu dacă va mai investi vreodată ceva în plus pe acest cont. Poate da, poate nu, dar o să vedem. Și rezultatele încep să apară, da, se văd progrese destul de bune pe acest cont. Chiar dacă mie mi-arată aici profitul relativ de doar 4.000 de lei, vă asigur că doar 19.460 sau ceva de genul a fost investiția totală pe acest cont și deja are un randament destul de bun. Putem la fel de bine să vedem cum arată portofoliul tatălui meu în data de 1.1.2024 și vedem că a avut o valoare de 25.300 de lei. Da, vedem aici cum scrie 25.300, iar în momentul de față se află la 29.648 de lei. O creștere de aproximativ 4.300 de lei anul acesta, cu tot cu dividendele reinvestite, clar, dar oricum este un randament chiar foarte, foarte bun, ținând cont că a început anul cu 25.000 de lei, a făcut undeva la 4.300 de lei în randament până în momentul de față. Poate o să mai vedem încă o creștere datorită dividendului special din partea companiei OMV Petrom, să zicem că ajungem la 30.000 și ajungem la aproximativ 4.500-4.600 de lei ca și randament până la finalul anului, dar asta o să vedem cu timpul. Eu mă declar destul de mulțumit, un randament de peste 4.000 de lei pe acest cont este unul destul de bun, mai ales că am avut o perioadă destul de mare în zona de obligațiuni, care de fapt în realitate i-au ținut portofoliul pe loc, pentru că multe alte companii au crescut mai mult și mai bine decât randamentul acelor obligațiuni. Acum vreau să ne uităm împreună să vedem ce am reușit și eu să fac pe portofoliul meu personal cu dividendul de la Banca Transilvania. Am mai arătat pe un alt videoclip, eu am încasat 324 de lei ca și dividend, o sumă destul de mică, dar am reușit să recumpăr 9 acțiuni la Banca Transilvania la un preț de 32,95 lei, asta a fost înainte să apară acea scădere de ieri și valoarea totală pe ordinul acesta a fost de 296 de lei. Este un lucru destul de bun, chiar dacă valoarea portofoliului sau, mă rog, valoarea companiei Banca Transilvania la mine în portofoliu este destul de mică, vedem că am investit 9.400 de lei, tot dividendul companiei OMV Petrom, trebuie să realizăm de fapt că acest dividend pe care eu l-am încasat din partea companiei Banca Transilvania este dobânda compusă pur și simplu, deci acei 300 de lei este dobânda compusă exact după 3-4 zile încasate, da? Pentru că eu am încasat dividendul din partea companiei OMV Petrom după 5-6 zile, a fost ceva de genul ex-date-ul la Banca Transilvania, am cumpărat pentru a diversifica portofoliul, pentru că aveam o valoare foarte mare doar în OMV Petrom. În continuare am această valoare ridicată în OMV Petrom, dar am reușit să cumpăr de 9.433 la Banca Transilvania, care mi-au generat după aproximativ 5 zile lucrătoare plus minus încă 300 de lei, pe care și aceea i-am reinvestit deja. Și datorită celor 9 acțiuni o să mai iau încă o acțiune gratuită din partea companiei Banca Transilvania, când o să fie și aceste acțiuni gratuite care se vor distribui și mă vor ajuta pe mine să-mi scad puțin prețul meu mediu, pentru că în momentul de față este unul destul de ridicat. Și la fel de bine o să fie și pentru portofoliul tatălui meu. O să încaseze un aproximativ 14 acțiuni plus minus în zona asta, n-am mai făcut calculele pentru că nu vreau să fac asta în acest videoclip, ci vreau să vedem în realitate cât de bine este să reinvestești profiturile și bursa
te poate ajuta chiar și la un portofoliu mic. Da? Vedem portofoliul tatălui meu, deși este făcut acum 2 ani de zile, a depus 19.460 de lei și după 2 ani și 3 luni deja are un randament destul de decent, anul acesta fiind de 4.300 și eu zic că este destul de bine și prin acest portofoliu chiar vreau să arăt randamentul pe care ți-l poate aduce chiar și o mică investiție pe care tu o faci odată și apoi o lași să crească. Dacă reușești să reinvestești dividendele și profiturile, deja portofoliul tău o să prindă contur și la anul, de ce nu, dacă o să fac doar un 10% ca și randament și portofoliul o să închidă la 30.000 anul acesta, o să fie un 3.000 de lei ca și venit în randament fără să mai miști un deget și în realitate tu ai achiziționat niște companii acum 2 ani de zile, ce este drept, eu am mai făcut anumite modificări pe portofoliu. Dar în momentul de față mi se pare destul de ok portofoliul tatălui meu și probabil doar o să mai adaug acțiuni, nici de cum să fac mișcări foarte drastice, dar nu știm ce se va întâmpla cu economia și poate mă răzgândesc, dar cel puțin momentan asta gândesc, de asta vreau să o și împărtășesc cu voi și poți să faci anumite achiziții, să nu mai depui niciun ban și banii tăi de fapt în realitate muncesc pentru tine și portofoliul tău de investiții crește și pe lângă asta o să ai și un randament din ce în ce mai mare pe care tu poți să-l reinvestești și să ajungi la sume tot mai mari. Sunt curios dacă ți-a plăcut acest videoclip, dacă da, nu uita să te abonezi și să lași un like pentru că mă ajută să cresc acest canal și până data viitoare nu uita, alege să-ți construiești viitorul.